Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. După cum v-ați obișnuit, și în această seară vom avea ca invitat unul dintre candidații la funcția de primar al municipiului Buzău, unul dintre cei care pe data de 5 iunie vă va cere votul pentru a ajunge în cel mai înalt fotoliu din Palatul Comunal. Îl avem așadar alături de noi în această seară pe domnul Marius Vlășanu, secretar general al Organizației Județene al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, candidat al acestei formațiuni politice la funcția de primar al municipiului Buzău, care a venit însoțit de președintele acestei formațiuni politice la Buzău, domnul Cătălin Avramescu, care va fi cel mai probabil cap de listă la Consiliul Județean, deci cum se obișnuiește să se spună candidatul acestei formațiuni politice la funcția de președinte al Consiliului Județean. Și, bineînțeles, spunea domnia sa că cu aceeași probabilitate destul de ridicată, va fi candidat și pentru Consiliul Local. Am uitat să spun, domnul Vlășanu va candida și pentru Consiliul Local, nu doar pentru funcția de primar. Domnilor, bine v-am găsit. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea din această seară. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Înainte de a-l invita pe domnul Vlășanu să-și prezinte principalele puncte ale programului său electoral, principalele argumente pe care le aduce buzoienilor atunci când le cere votul pentru primărie, l-aș ruga pe domnul Cătălin Avramescu să ne facă câteva precizări legate de formațiunea politică pe care o conduce aici la Buzău. După cum știm cu toții, Partidul Național Țărănesc, inițial doar atât, doar Național Țărănesc, a fost una dintre principalele formațiuni politice de dinainte de război. După război, fruntașii acestui partid au fost prigoniți prin închisorile comuniste, a funcționat în ilegalitate, a fost reînființat în seara zilei de 22 decembrie de către seniorul Corneliu Coposu. Corneliu Coposu l-a condus până la moartea sa, în virtutea inerției și a figurilor importante care s-au găsit în acest partid. A devenit principal partid de guvernământ în legislatura 1996-2000, după care a urmat un declin, PNţCD nu a mai reușit să intre în Parlament și l-aș ruga pe domnul Cătălin Avramescu să ne spună ce s-a ales din partidul fondat și condus de Corneliu Coposu după 1990. Ce s-a ales în general în România și în mod particular în județul Buzău? Da, întrebarea este destul de generală. O să vă pot spune prin ce a trecut PNţCD-ul în toți acești ani, lucruri care probabil se cunosc mai puțin. În PNţCD au fost conflicte interne timp de mulți ani de zile și lucrul acesta ne-a ținut departe de politica de top, ne-a ținut departe de alegeri, posibilitatea de a accede în Parlament. Din fericire, eu spun că aceste lucruri au trecut, am depășit acele momente și în acest moment s-a început reconstrucția PNţCD. De fapt, mai demult de câțiva ani, dar prin aceste alegeri sperăm noi să obținem niște rezultate foarte bune și să revenim în prim planul politicii. Cine sunt liderii partidului pe plan național? Cine este președintele partidului? Și dacă această funcție mai este disputată Nu, de mai multe deci persoane? această funcție nu mai este disputată, este un singur lider, un singur președinte la nivel național, domnul Aurelian Pavelescu, și alături de el au venit și foarte mulți țărăniști care au fost prin celelalte grupări. În acest moment este unitate și stabilitate în PNţCD. Bun. Cam ce acoperire aveți în județ? Adică aș vrea să îmi spuneți în acest moment cam în câte sau în cât la sută din județ veți prezenta liste pentru alegerile locale. Probabil că în primul rând, cred că pentru aceste alegeri o să ne concentrăm cu campania în special pe municipiu.
Iar la nivel de comune, probabil că vom prezenta liste în jur de 10 localități. E posibil și mai multă pentru că oamenii vin în PNCCD. Deci bătălia principală pe care o va da PNCCD în județul Buzău va fi pentru primăria Buzău, adică pentru susținerea domnului Marius Vlășanu. Domnule Vlășanu, da, sunteți la prima experiență a unei candidaturi, și mai ales a unei candidaturi ce se anunță dificilă, o luptă dificilă pentru primăria Buzău. Sunteți o figură nouă în politică. Partidele politice tradiționale, să le spunem, au prezentat la rândul lor candidați noi. N-am mai văzut în această campanie ce urmează, nu vom mai vedea aceleași veșnice figuri care candidează la funcția de primar al municipiului. Vă rog să ne spuneți ce v-a mânat în luptă, ce v-a determinat să vă anunțați din timp, de 2 ani, din câte am înțeles din discuția noastră de dinainte de a intra în emisiune, candidatura la primăria Buzău. Stimate domn Bostan, o să fiu foarte sincer în seara aceasta cu dumneavoastră, așa cum sunt de obicei cu oamenii și cu electoratul. Trebuie să fiți cu telespectatorii în primul rând. Da. Vreau să vă spun că sunt o figură nouă în politică, așa cum a spus și dumneavoastră, și m-a amânat în cursa pentru primăria Buzău, m-a amânat acea dorință sinceră de schimbare în acest oraș. Vreau să aduc un suflu nou, oameni noi în partid și vreau să aduc pentru Buzău proiecte foarte bune și benefice pentru toți cetățenii și toate categoriile sociale existente. În primul rând, schimbarea la nivelul primăriei Buzău a făcut-o DNA-ul și justiția. De ce v-ați băgat într-o astfel de luptă când la fel de bine puteați să susțineți un candidat pe care sondajele, pe care oamenii din Buzău îi creditează cu mult mai multe șanse la primărie? Într-adevăr, relaționez foarte mult pe aceste rețele de socializare cu cetățenii, în care sunt și foarte apreciat. Discutând cu oamenii, mulți mi-au spus că ar fi bine, dacă tot doresc o schimbare, ar fi bine să și candidez. Pentru că numai așa poți schimba ceva, în primul rând, candidând. Și evident m-am sfătuit și cu colegii de partid și cu domnul președinte și am ajuns la un numitor comun, acela de a mi-asuma responsabilitatea de a candida la primăria Buzău și de a aduce un beneficiu atât partidului cât și societății civile buzoiene. Aici vine momentul, domnule Avramescu, să vă pun o întrebare legată de poziția relativ oscilantă, cel puțin din punctul meu de vedere, pe care PNCCD a avut-o pe parcursul ultimei campanii electorale prezidențiale. Eu aș spune că domnul Coposu s-ar întoarce în mormânt dacă ar afla că PNCCD a susținut în turul al doilea candidatul PSD-ului la președinția României. Da, cred că în primul rând ar trebui să ne gândim la expresia aceasta că s-ar întoarce seniorul sau Corneliu Coposu sau alte personalități ale PNCCD-ului în mormânt. Dacă ne uităm la ce au făcut liberalii, vedem totuși că nu foarte rar s-a pus problema în timp ce erau împreună cu USL-ul că s-ar întoarce brătienii în mormânt. Aici discutăm despre politică, trebuie să discutăm cu pragmatism și să vedem ceea ce putem construi. Poziția PNCCD-ului nu a fost oscilantă și nu am susținut candidatul PSD-ului la alegerile prezidențiale. Nu știu de unde aveți această informație. Noi am fost într-o alianță pentru acele alegeri cu PMP, o alianță foarte cunoscută, inclusiv s-a vorbit despre ea în mijloacele de mass media. Da. Ați prezentat treaba asta. Am susținut-o în turul întâi pe Râna Udrea și era normal să o susțină pentru că eram într-o alianță. Am cunoscut în PMP oameni ok, oameni cu care am colaborat foarte bine. Însă în turul al doilea
nu am mai mers împreună cu PMP-ul. PMP-ul a ales să-l susțină pe Klaus Iohannis. Noi, PNCCD-ul, neavând încredere în Klaus Iohannis și lucrurile care s-au întâmplat după aceea mare ne-au dat dreptate, le-am recomandat alegătorilor noștri să meargă la vot și să-și anuleze votul. Deci nu am susținut nici pe Victor Ponta, nici pe Klaus Iohannis. În oraș au apărut niște stickere care au fost puse pe afișele electorale ale candidatului Victor Ponta, niște stickere ca fiind din partea PNCCD, care ar fi recomandat votul pentru Ponta. Da, eu nu am văzut astfel de stickere. Probabil că dacă mi-ați arăta una, aș putea să depun și o plângere la poliție, pentru că este o acțiune ilegală. Dacă cineva s-a folosit de numele PNCCD-ului să și promoveze propriile idei și propria viziune. Partidul a avut o poziție unitară, am avut aceeași poziție ca și centru, deci nu am susținut niciun candidat, nici pe Victor Ponta, nici pe Klaus Iohannis. Vom mai reveni, domnule Avramescu, la o discuție mai generală legată de politica mare a PNCCD. Înțeleg de la dumneavoastră că acele sticăre despre care nu aveți cunoștință, eu vă spun că au existat, știu că au fost și niște discuții atunci în anumite cercuri apropiate PNC-ului vechi legate de acest subiect. Nu exclud posibilitatea ca să acest gest să se fi încadrat în campania murdară dusă de partide în acea perioadă. Domnule Vlășanu, apropo de campanie murdară, istoria alegerilor, mai ales istoria alegerilor pentru funcția de primar a municipiului Buzău, ne-a demonstrat că este plină de lovituri sub centură, de atacuri nu doar la programul politic al candidatului, al unui anume candidat, al unui contracandidat al partidului care guvernează Buzăul de 25 de ani, ci și atacuri sub centură, atacuri care priveau familiile, care priveau afacerile, care priveau aspecte care nu aveau nicio legătură cu campania electorală și cu programul politic al candidatului. Să ne așteptăm, ce credeți? Această campanie va fi mai curată sau se va încadra în același tipic? Stimate domn, așa cum am spus și mai devreme, eu doresc o schimbare în orașul Buzău și acest lucru ar trebui să fie valabil și cu, în ceea ce privește alegerile din acest an. Eu personal voi dori și doresc actualmente să promovez o politică și o politică a sincerității și o campanie de bun simț. Nu voi lansa astfel de atacuri murdare la adresa niciunui candidat, contracandidat al meu. Evident, am o relație destul de bună sau aproape bună cu toți candidații existenți. Și nu voi lansa niciun astfel de atac murdar, pentru că, în viziunea mea, consider că, înainte de toate, suntem oameni și trebuie să ne comportăm ca oameni. Bun, există reversul medaliei, dumneavoastră. Nu veți lansa vreun atac, dar este posibil să cădeți victimă unui asemenea atac. Aveți armele pentru a contracara un asemenea gest? Stimate domn, eu sunt un om curat. Sunt un om tânăr, sunt un om care nu are afaceri, nu are absolut nimic. Provin din mediul clasei de mijloc a societății buzoiene. Deci, practic, nu mă feresc de absolut nimic. Sunt pregătit pentru astfel de atacuri, însă nu voi răspunde cu aceeași monedă. Voi răspunde cu bun simț și voi ignora acele persoane care au o atitudine ostilă față de mine și cu care eu cred și consider că nu pot dialoga constructiv. Care credeți că va fi principalul dumneavoastră competitor în această repriză de alegeri? În această campanie, din ce am observat, pentru mine, ca și candidat al PNCCD-ului la primăria Buzău,
Îi consider pe toți contracandidații, îi consider oameni foarte importanți, cu care pot dialoga, pot face ceva constructiv pentru Buzău în diversele dispute sau emisiuni pe care le avea împreună. Și consider că pentru mine toți sunt importanți, niciunul nu este mai prejos cu absolut nimic și voi trata cu bun simț și cu respect pe toți, pentru că așa este frumos. Domnule Avramescu, PNţCD-ul cu cine se va bate mai tare în județ? Care va fi principalul competitor în județ? Este o problemă aici de felul de a înțelege în politică. Noi nu venim să ne batem cu nimeni, nu venim să ne luptăm cu nimeni. Totuși vă luptați pentru niște posturi de consilier județean. Nu ne luptăm, candidăm. Este ceva cu totul diferit. Cred că problema aceasta a luptei, percepției politicii ca pe un meci de fotbal în care fiecare și echipă și fiecare suporter își susține echipa, este total greșită. Pentru că după aceste alegeri o să vedeți că cu toții va trebui să colaborăm și va trebui să venim cu proiecte bune și utile pentru cetățenii acestui municipiu și a acestui județ. Cred că este important să vedem nu neapărat adversarii politici ca pe niște oponenți, ci ca pe niște oameni cu care am putea colabora și am putea să construim lucruri bune împreună. Credeți că în Buzău va exista formațiune politică care să obțină o majoritate în Consiliul Local, respectiv Consiliul Județean? Nu. Deci este clar, în Consiliul Județean s-ar putea să fie, pentru că trebuie să recunoaștem adevărul, acest județ, în acest județ, în Buzău, PSD-ul este foarte puternic și probabil că la Consiliul Județean are șanse să obțină peste 50%. La Consiliul Municipal pe Buzău, nu. Vor fi probabil mai multe partide, 3, 4, 5 partide vor intra în acest consiliu și după aceea vor, probabil, se va încerca negocieri pentru alianțe post-electorale, dar aici vreau să anunț că poziția PNţCD-ului este foarte clară. Vom susține acele proiecte care sunt utile pentru cetățeni și ne vom împotrivi celor care sunt nocive pentru cetățeni, indiferent cine le propune. Deci, Nu vom vota la comandă, vom vota în funcție de proiect. Deci nu veți semna un pact cu anume formațiune politică pentru a crea o majoritate și a o menține, indiferent de proiectul de lege care hotărâre care se va promova. Asta nu înseamnă că nu excludem posibilitatea de a susține prin votul nostru un anumit viceprimar sau... Deci asta putem face dacă este vorba de o persoană care ne convinge că poate să facă lucruri constructive. Domnule Vlășanu, în decursul ultimelor săptămâni, atât TV Buzău cât și Cotidianul Opinia și mai ales pe parcursul întâlnirilor cu candidații pe care le-am avut la emisiunea A Patra Putere, s-au desprins mai multe probleme pe care buzoienii le reclamă, le consideră ca fiind cele mai importante probleme cu care se confruntă în acest moment municipiul, respectiv locuitorii municipiului, și chiar prin intervenții telefonice au cerut unor candidați care au fost prezenți aici să-și prezinte punctele de vedere legate de aceste probleme arzătoare la ordinea zilei. V-aș propune să luăm la rând câteva dintre aceste probleme, cele mai importante, și să ne precizați dacă aveți soluții pentru rezolvarea lor și eventual care ar fi aceste soluții. Bineînțeles, pe scurt, fără a intra foarte mult în amănunte. Haideți să începem. Cea mai serioasă problemă reclamată de buzoieni este aceea a prețului apei în comparație cu calitatea apei care ni se furnizează la robinete. Domnule Bostan, acest aspect mi-a fost și mie semnalat atât pe rețelele de socializare, cât și în cadrul companiei unde lucrez. Lucrez într-o companie foarte mare,
cu oameni simpli și care îmi spun tot felul de probleme pe care le consideră dânsii importante și pe care le consider și eu, de altfel. Una dintre aceste probleme stringente și foarte importante este și prețul apei acestea în raport cu calitatea sa. Pot să spun că eu stau în micro 14 și de ceva vreme văd apă foarte murdară, însă prețul este destul de piperat. Cel mai mare din țară. Cel mai mare din țară. Deci aici batem topul în loc să batem topul în alte proiecte mai bune, în alte idei. Dar așa este problema actualmente. Referitor la această problemă, aș putea spune că în calitate de primar, dacă aș reuși să câștig primăria, aș propune un preț mai mic pentru această apă și calitate mai bună. Pentru că în România anului 2016 este inadmisibil să avem o apă de proastă calitate și cu un preț destul de exorbitant pentru buzunarul cetățeanului. Mulți buzoieni au salarii foarte mici, undeva la 7, 8, 9 milioane lei vechi și consider că un astfel de preț al apei este destul de mare. Înainte de pauza publicitară, v-aș întreba ce veți face atunci când directorul companiei de apă, responsabilii acelei companii, vă vor explica că acest preț este bătut în cuie și că creșterile de prețuri care se fac în mod constant sunt prevăzute în acorduri europene, sunt votate schemele de creștere a prețurilor în Consiliul Local, respectiv în Consiliul Județean. Cum veți proceda atunci? În primul rând, consider că este primordial și important să iau legătura cu diversi juriști, diversi oameni specializați, pentru că eu provin din mediul privat și nu sunt familiarizat momentan cu astfel de probleme, însă voi lua legătura cu diversi juriști să vedem care este temeiul legal prin care pot schimba acest preț. Se poate subvenționa de către primărie prețul pe apă. Da, vom dezbate puțin această idee după pauză. Stimați telespectatori, vom reveni după o scurtă pauză publicitară alături de domnii Marius Vlășeanu și Cătălin Avramescu, membrii și conducătorii ai organizației județene a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Am revenit, stimați telespectatori, la A Patra Putere. În această seară, alături de candidatul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat la funcția de primar al municipiului Buzău, domnul Marius Vlășeanu, și de președintele acestei formațiuni politice, domnul Cătălin Avramescu. Domnule Avramescu, înainte de pauză, ați enunțat o idee legată de subvenționarea apei, o idee pe care aș dori să o detaliați, dat fiind că în această asociere pe care o deservește compania de apă, sunt incluse și unități administrativ-teritoriale ale județului, comune, care suferă de aceeași problemă a prețului apei. Poate cu calitatea unele zone stau mai bine, altele poate stau mai prost, dar este vorba de acest preț impus al apei. Spuneți de subvenționarea prețului apei. Din ce bani? Evident că dacă s-ar acoperi o parte din găurile de la primărie, din banii care se pierd pe contracte încheiate aiurea, s-ar găsi bani și pentru nevoile cetățenilor. Pe de altă parte, eu consider că dezvoltarea economică a județului Buzău și a municipiului Buzău are foarte mult de suferit, pentru că nu, în acest moment nu este niciun proiect, nimeni nu încearcă să facă nimic. Sunt niște privați care au încercat să își dezvolte afacerile aici în Buzău, dar de multe ori și aceștia s-au lovit de ostilitatea autorităților, nici de cum nu au fost sprijiniți. Și cred că dacă vom reuși să ne dezvoltăm din punct de vedere economic, atunci vor avea și cetățenii salarii mai mari și nu și vor mai pune atât de repede problema că
apa este prea scumpă și vom avea și noi primăria din impozitele colectate pe plan local bani să subvenționăm prețul apei. Asta, bineînțeles, dacă nu cumva se mai găsește vreun isteț la direcția economică să-i ierte de asemenea impozite. Domnule Vlășanu, o a doua problemă... Stați puțin. În anumite cazuri, investitorii vor trebui să primească facilități pentru că trebuie să-i convingem într-un fel să vină în municipiu și în județul Buzău. Ce vreau eu să spun că în momentul în care vom reuși să aducem un număr mare de investitori, atunci ceea ce colectăm de la ei per ansamblu, deși este mai puțin de la fiecare, totuși per ansamblu vom putea colecta o sumă mai mare decât se colectează în prezent. Bun, deci domnule Vlășanu, să revenim la a doua problemă spinoasă a buzoienilor, a tuturor celor care circulăm prin oraș, fie că circulăm motorizați, fie că circulăm cu picioarele, problema asfaltului, de pe carosabil și de pe trotuare. Pe mine, cel puțin, normal, îmi este milă de mașina mea când dau în gropi, dar pe mine o scenă mă impresionează cel mai tare. Copiii mici în căruț, care din pricina gropilor de pe trotuar își mișcă căpșoarele exact precum acei căței care stăteau în spatele autoturismelor pe vremuri. Cum rezolvăm problema asfaltului? Da, referitor la ce a spus și noastră cu copiii mici, personal am și eu un copil foarte mic, știu, cu căruț. Știu, de am și așa, făcut deci vorbire despre subiect. Așa, o întrebare foarte bună, un răspuns, așa, și vreau să vă spun că trecând prin cartierul Titulescu, sunt foarte multe gropi, foarte multe, și chiar și pe trotuar, foarte multe dâmburi, de care personal m-am lovit și evident și copilul nu a avut un confort sporit. Pentru aceste străzi, dar și pentru altele care în Buzăul anului 2016 încă nu sunt asfaltate și mă refer aici la strada Uzinei din cartierul din Bulevardul Transilvaniei, am o soluție foarte bună. Doresc ca și primar să asfaltez tot ceea ce înseamnă stradă neasfaltată și reparații la costuri foarte mici a celor existente deja asfaltate. Este evident costul foarte că... mic și calitatea lucrării foarte bună. Este evident că într-un oraș în care străzile arată așa cum arată în Buzău și trotuarele, nu va mai merge crăpăceală. Deci este clar că va trebui luat metru pe cu timpul metru. Mandatului meu vreau să vă asigur pe dumneavoastră și pe cetățenii care ne urmăresc la această oră și cărora le mulțumesc. Vreau să spun că pe mandatul meu nu va mai exista groapă în asfalt, nu vor mai exista de fapt dâmburi sau străzi neasfaltate. Mai rău. Din nou vă întreb, cu ce bani se poate face o asemenea lucrare de anvergură deosebită? O asemenea lucrare de anvergură se poate face așa cum s-a făcut și în cazul cartierului Mihai Viteazu și poștă, prin fonduri europene. Absorbirea de fonduri europene. Acest aspect este unul foarte bun. Și da, pe lângă fondurile europene, vreau să spun că noi, cu județul Buzău, suntem într-o situație foarte, foarte proastă din punct de vedere economic. Dacă ne uităm puțin la această situație, vedem că noi avem două mari oportunități pentru a ne dezvolta. În primul rând, ar putea fi industria mobilei, pentru că avem multe păduri în zona de munte a județului și lemnul acela, în loc să meargă sub formă brută la export, ar putea fi întâi prelucrat aici în județ și după aceea ar putea să meargă la export. Și ar mai fi și industria alimentară. Nici unul din aceste două domenii esențiale nu este dezvoltat în Buzău. Și aceasta este șansa noastră pentru ca să creștem din punct de vedere economic. Cred că dacă, tocmai prin faptul că aceste două domenii sunt slab dezvoltate, este o dovadă clară că nu s-au făcut multe lucruri care se puteau face și avem un potențial mult mai mare decât este în prezent. Cred că lupta
pentru că ați vorbit de o luptă mai devreme. Lupta nu este neapărat între partide și oameni politici, este o luptă împotriva incompetenței. Este o luptă împotriva oamenilor care au ocupat anumite funcții în administrație, dar n-au știut ce să facă. Dacă noi, ca județ și ca țară, ca România, nu vom înțelege că ne aflăm într-o piață liberă, Uniunea Europeană, asta ce înseamnă? Că străinii vin și își vând mărfurile aici în România. Noi dacă ne luptăm cu străinii doar pe piața românească, n-o să câștigăm niciodată. Întotdeauna vom avea afaceri slab profitabile și oamenii noștri nu vor avea locuri de muncă. Noi trebuie să mergem în străinătate și să ne vindem produsele care le facem aici în România. Trebuie să facem export. Aici, prin fondurile primăriei, atunci când diferiți funcționari merg în diferite vizite în străinătate, eu consider că ar trebui, în primul rând și în primul rând, să nu meargă doar acei funcționari, sau să meargă mai puțin funcționari, dar să ia și oameni de afaceri din județ, care vor reuși, prin medierea autorităților, să stabilească contacte în străinătate și, vânzându-și produsele acolo, să aducă un beneficiu pentru economia județului. Sunt lucruri care nu s-au făcut până acum și care nu sunt dificile, dar trebuie și o persoană competentă acolo în administrație care să se ocupe de lucrurile acestea. Corect. Pe lângă asfaltul prost, domnule Vlășanu, ne mai confruntăm și cu un deficit de locuri de parcare. Cum ați vedea rezolvat această problemă? Într-adevăr, există și un deficit de locuri de parcare. Chiar dacă actualmente s-au făcut câteva parcări, din ceea ce văd pe stradă, pentru că merg foarte des pe stradă, pe jos, văd că acestea sunt insuficiente, chiar dacă sunt construite acum și după metode mai moderne. În ceea ce mă privește, am lansat și în programul meu politic pentru cursa de primar al municipiului, am lansat și un program care prevede și astfel de proiect. Proiectul unei parcări de dimensiuni mai mari, însă va fi o parcare subterană situată în parcul din fața Bisericii Sfinții Îngeri. O parcare subterană cu foarte multe locuri de parcare, deci este nevoie în Buzău actualmente și de o parcare subterană. Sper pentru că fără distrugerea spațiului verde de acolo... Evident. Se vor face lucrări și se vor reamenaja dacă ceva s-a strigat între timp. Bun. Evident, acord o maximă importanță și spațiului verde. Pentru că având un spațiu verde îngrijit, noi putem respira un aer mai bun și mai curat, fără toxicitate. Da, apropo de spații verde, spații verzi, domnul primar interimar a avut o inițiativă legată de renunțarea la a se bloca circulația pe Bulevardul Bălcescu, pe porțiunea cuprinsă între prefectură și Parcul Crâng. Domnia sa a promis, cel puțin într-o declarație pe care a acordat-o TV Buzău, că va retrage acest proiect de hotărâre. Personal, până în momentul zilei de mâine, ora 13, când va începe ședința de Consiliu Local, mă văd tentat să nu îi dau crezare 100%. Ce ne facem dacă bulevardul va fi redeschis și va dispărea acest loc important de promenadă și de joacă al buzoienilor? Vedeți, dumneavoastră, dacă acest loc de promenadă și de jocuri ale copiilor, pentru că și eu merg vara și știu foarte bine despre ce este vorba, dacă acest loc va dispărea, această chestiune va semăna un val de nemulțumire în rândul buzoienilor și cred că mai bine ar fi să nu se închidă. Și dacă se închide, ca dumneavoastră, ca primar? Sper să nu se închidă, pentru că voi, în calitate de primar, voi avea grijă ca acest loc să fie destinat sâmbătă, duminica și seara să se plimbe buzoienii, să-și plimbe copiii, pentru că avem și o natalitate foarte crescută aici în Buzău, din ceea ce văd.
și sunt foarte mulți copii cărora o astfel de plimbare, o astfel de promenadă le-ar face foarte bine. Și acest lucru se vede în societatea buzoiană. Apropo, pentru că toți suntem la acest subiect, cred că primăria ar trebui să se uite puțin și la numărul băncilor din Parcul Crâng, pentru că buzoienii efectiv la ore de vârf nu găsesc un loc să stea. Și cât, la urma urmei, cât costă o bancă? Bănuiesc că nu o cumpără chiar cu 10.000 de euro bucata. Nu vom ști niciodată. Putem să știm, pentru că va fi o informație publică, dar dacă va fi prețul acesta, probabil că va fi jale. Dar cred că e o investiție destul de mică care ar aduce un confort semnificativ pentru cei care aleg să-și petreacă timpul liber în Parcul Crâng. Și dacă îmi permiteți, aș mai adăuga ceva referitor la acest aspect. Ar mai fi nevoie și de coșuri de gunoi mai multe, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să beau un par de cafea sau ceva pe stradă și să nu am unde să-l arunc și să merg foarte mult timp pe jos cu acel pahar ca să-l pot pune la un... Să mergi jumătate de oraș ca să ajungeți la un coș și la o pubelă. Ar trebui coșuri mai multe și... publică. Bun. Se merge jumătate din oraș. În anumite zone ale orașului, trotuarele sunt blocate de către acele talciucuri ad hoc, în care buzoienii, anumiți buzoieni, își expun la vânzare autoturismele. Această problemă, lăsând la o parte inesteticul și disconfortul, demonstrează și altceva. Activitatea poliției locale, care ar trebui să vegheze la apărarea, să-i spunem așa, domeniului public. Cum apreciați în acest moment activitatea poliției locale și ce ați putea face în momentul în care veți ajunge primar? Ce veți face pentru spălarea imaginii acestei instituții? În calitate de primar aș lua o măsură urgentă și importantă, aș putea spune. Aș avea personal o întâlnire cu reprezentanții poliției locale și le-aș sugera și le-aș spune verde în față să-și facă datoria, pentru că este inadmisibil ca poliția locală să nu ia atitudine în acest caz. Personal văd foarte multe mașini de când s-a construit acea parcare. Deși este o parcare acolo lângă Casa Armatei, totuși încă se mai expun astfel de mașini, deși este ilegal. Acestea pot fi duse, spre exemplu, în Talcioc, acolo unde se și vând. Ar trebui să ia atitudine în conducerea poliției locale și să respecte legea. Chiar și înainte de... Nu este mai presus de lege. Chiar și înainte de anunțarea oficială a candidaturilor mai multor partide politice, s-a tot vehiculat ideea unui audit în primăria Buzău. Care este poziția noastră față de o asemenea inițiativă? Veți face un audit, veți cere și mai departe, dacă îl veți realiza, până unde veți merge cu măsurile? Într-adevăr, ca și primar, dar și ca primitor de gestiune, pentru că aici vorbim și de o gestiune a orașului, prima măsură ar trebui verificarea, auditul acesta. Va trebui să fie un audit foarte serios și foarte bine făcut și dacă apar nereguli, trebuie să luate urgent măsuri de pedepsirea vinovaților. Pedepsirea vinovaților, ok, este o măsură necesară, da. Dar în primul și în primul rând pe mine ca cetățean nu mă interesează să stea foarte, foarte mult în anumite locuri cu răcoare. Și recuperarea prejudiciului, asta mai vreau să mai adaug. Da, că acolo unde este posibil, pentru că, vedeți, dacă acești consilieri locali au votat o hotărâre prin care prețul unui pix e de 500 de euro, și primăria a cumpărat 5.000 de pixuri, atunci, din păcate, nu știu dacă putem spune că au comis ceva ilegal. Am putea cel mult să
depunem o plângere la partid și acesta să demareze o anchetă. Da, legea spune că aleșii locali, consilieri locali sau județeni, răspund penal și material de votul lor. Un exemplu știm foarte bine, o parte dintre consilierii locali au făcut niște drumuri pe la Ploiești ca să explice de ce nu au fost de acord ca primăria să se constituie parte civilă în procesul Gloria, care, iată, s-a și încheiat. Mi se spune din regie că un telespectator care totuși nu a vrut să intre în direct vă întreabă, domnule Vlășanu, da? Mai ales în condițiile în care veți face un audit, ce se va întâmpla cu angajații din primărie? Cu angajații în primărie care au greșit, nu vă referiți? În primul rând cu cei care au greșit, dar și cu ceilalți, foarte multă reclamă, multă lume reclamă faptul că sunt prea mulți, că ai întâmpin greutăți în momentul în care ai nevoie de o aprobare, că ești plimbat dintr-un birou în altul, da, în fața unor funcționari care noi nu, își dau noi cafelele nu venim, și... Nu venim să decapităm pe nimeni. Toți funcționarii care își fac corect și bine datoria sunt bineveniți și ne va încânta să colaborăm cu ei. Dacă apar și cazuri în care se dovedește că au comis ilegalități, atunci da, putem merge mai departe. Evident, ca și o primă măsură în ceea ce privește managementul primăriei și a societăților subordonate acesteia, voi propune organizarea de concursuri pentru posturile respective, ca să știu și eu exact cine este competent, cine este altfel și care se va dovedi că nu are cunoștințele necesare pentru ocuparea acestei funcții, vom găsi modalitatea de a vedea ce se întâmplă pe viitor, cu dânsul. Dar fiindcă mi-ați răspuns parțial la o întrebare pe care urma să vă adresez, v-aș propune să luăm de data aceasta Alo. Un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Alo! Bună seara! Alo! Ca viitor primar care sunt, bună seara! Bună seara! Alo, mă auziți? Da, noi vă auzim! Da, mă auziți? Vă auzim! Da. Eu vă rog să dați televizorul mai încet. Da, eu vă aud, am dat televizorul încet, dar vă aud foarte slab. Bun, acum încercați să puneți întrebarea, stimați de telespectator. Eu am dat televizorul încet. Aș pune următoarea întrebare. Cum ne scăpați de stațiile de taxiuri din stațiile de autobuz? Cum ne scăpați? Da? Da. Așa. Și al doilea rând, cu parcările private pe peste tot, pe unde nu mai avem, pe unde trece. Vă mulțumim pentru telefon. Îl rog pe domnul Vlășanu să vă răspundă. Deci, stațiile de taxiuri din stațiile de autobuz. Da, această, vedeți dumneavoastră, aceste două probleme semnalate de către distinsul telespectator m-au deranjat chiar și pe mine personal, pentru că dimineața, dar și în timpul zilei, merg cu autobuzul către serviciu și către alte treburi prin centru și mă deranjează să ocolesc acele taxiuri care staționează în stația de autobuz. O primă măsură ar fi să discut și să am discuții serioase cu poliția locală și, evident, cu organele abilitate de acolo, să ia măsurile care se impun. Deci este necesar ca poliția locală să-și facă datoria și revin la ce am discutat și mai devreme. Și cu parcările? Parcările private, cum le-a spus telespectatorul nostru? Parcările private. Consider că... Că bănuiesc că domnia sa s-a referit la faptul că anumite persoane își trasează din proprie inițiativă niște acest, linii și își trec numărul de la mașină și... Acest lucru este ilegal.
Totuși, dacă vor să cumpere un astfel de loc, o pot face adresându-se primăriei și să-l achiziționeze. Sau să-l închirieze, să-l concesioneze. Astfel, nu văd de ce ar trebui să suportăm acele parcări private, dacă tu nu plătești o taxă la stat, dacă tu nu plătești un impozit. Sau trebuie să plătești și apoi să beneficiezi de acel loc. Domnilor, ne apropiem cu pași destul de repezi, din păcate, de sfârșitul acestei emisiuni. Domnule Vlășanu, aș vrea să vă mai pun o ultimă întrebare. Care ar fi prima măsură pe care o veți lua ca și primar al municipiului? Da, o să vă răspund foarte scurt și punctual la această întrebare. Vor fi patru măsuri fundamentale pe care le voi lua și de o maximă importanță. Primul, vorbim despre managementul primăriei și a instituțiilor subordonate acesteia. Organizarea de concursuri acolo unde este nevoie și să văd situația reală din acele instituții. Doi, întâlniri periodice cu mediul de afaceri buzoian și consultarea cu acestora spre a rezolva multe situații îngrijorătoare, lipsa lor locurilor de muncă, și să vedem ce putem face noi, primăria, și cu mediul de afaceri pentru a rezolva această problemă. Al treilea punct important pentru mine ca și primar ar fi fluidizarea traficului prin crearea de sensuri giratorii, prin crearea de noi parcări terane și subterane. Iar a patra și una dintre cele mai importante ar fi educația. Spre exemplu, primăria ar putea să subvenționa taxe de școlarizare a tinerilor în colaborare cu mediul de afaceri buzoian. Spre exemplu, o firmă din domeniul privat poate școlariza tineri, elevi, și să-i angajeze ulterior, evident și cu sprijinul primăriei. Consider că în ziua de astăzi educația este un motor foarte important pentru dezvoltarea ta ca și om. Consider că având o educație cât de cât elementară, poți depăși orice problemă care se ivește în timpul vieții. Domnilor invitați, domnul Marius Vlășanu, candidat al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat la primăria Buzău, și domnul Cătălin Avramescu, președintele acestei formațiuni politice, au fost invitații noștri în această seară la emisiunea A Patra Putere. Sunt Călin Bostan și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră la TV Buzău.